Da, hai să vedem cum începem primul vlog. Mișto, camera merge. Nu o să tai. O să continuăm așa. Salut! Este cel mai natural intro de la un vlog ever. Eu sunt Casper și bine ai venit în Casper Zone. Ei, eu mă ocup cu muzica și cu producția video. Și de-a lungul anilor am făcut câteva chestii de care sunt mândru. We go like și alte lucruri care au fost destul de criticate. În aceste vloguri voi arăta prieteni, oameni care au legătură cu această zonă, Casper Zone, adică cu ce am făcut eu. Ei vor spune ce e de spus despre ce am făcut și ce n-am făcut. În același timp vom avea și niște episoade unde îmi voi da cu părerea. Da, voi începe să spun lucruri. Prietenii îmi spun că sunt rău de gură, așa că mă voi abține. Ei, eu sunt acum pe balconul meu preferat. Acum l-avem pe Panduțu, care o să vă povestească cam cum sună melodia pe care o voi lansa probabil mâine, dar asta depinde numai de voi. Scrieți voi când vreți să lansezi melodia cu clipul. Se numește $100 Bill și e headbanger. Acum Panduțu. Bine ai venit în Casper Zone. Vorbim despre Chris Casper, că stăm la el pe zonă, nu? Păi pe domnul Casper l-am întâlnit, cred că acum vreo 3-4 ani, la un concurs de bărbi și mustăți, pentru că împărțim podoabă facială, ca să mă exprim plastic, dar muzica lui am descoperit-o 2015. 2015. Când a lansat Lil Paris, o piesă care mi-a plăcut foarte, foarte mult și în continuare îmi place. Eu sunt din București și când lansez o piesă despre București, era imposibil să nu-mi placă o piesă. București? Plus că e și funky așa, cu trompeta aia. Păi îmi place tot albumul Throwback. Îmi place Ecstasy foarte mult, în ambele variante. Evident Lil Paris, că cum e prima dragoste nu se uită. Îmi plac și astea noi. Îmi place la Casper că nu are un stil anume, merge pe mai multe stiluri și îl prinde partea asta de repăreală. L-am cunoscut și live, uneori cred că mai mult decât trebuia, dar e băiat de treabă. Băiat de treabă, băiat muncitor, că asta pot să zic despre că este un băiat muncitor și cu principii, așa. Că i-am zis să vină la o casă de discuri, să semneze cu Warner Music și n-a vrut, frate, zic, nu frate, eu sunt independent. Am ascultat albumul așa pe repeat, dar nu mai știu exact numele, dar mi-a plăcut Industry Flow, care nu e neapărat o melodie, e mai mult un manifest. Așa și ce mai avut? Nu le știu pe nume, ce dubios. Nu le așa să nu pe ah, mai Roots, Jesus, cum să nu zic de mai Roots? Păi, Lil Paris e clar top de top. My Roots, evident, care a bubuit anul trecut. Ecstasy, în ambele variante. Și Miss Sunshine. Miss Sunshine. Îmi plac foarte mult instrumentalele. Nu știu dacă le face tot el, dar așa bănuiesc. Dar îmi plac foarte mult instrumentalele de la piese și uneori mi se pare că așa sunt piesele rap. Rapperala e cu mai multe versuri și au și mesaje ale lui. Dar mi-aș dori niște piese mai, cu mai puțină vorbărea și mai multe instrumentale. Casper Zone. Mi-ar plăcea să-l văd live. Adică cred că poate să facă niște show-uri mișto live. Deci dacă ar fi un sfat, ar fi să aibă mai multe concerte. Să-l vedem live. Mie îmi place foarte mult muzica live. Sună mișto melodiile și în studio, dar live au alt feeling și chiar vreau să-l văd și live într-o bună zi. Am văzut înregistrarea de la Guerilla și mi-a plăcut foarte mult și din când în când revin la ea așa și mai ascult din când în când. Dar vreau să-l văd și într-un concert. Are niște statusuri de alea foarte tăioase uneori și nu și-au rost, tu știi? Vezi bucățica ta acolo și aia e.
că muzica ține de gust și așa, adică dacă unora le place ceva, asta e, dacă oamenii ascultă Abi sau mai știu ce, e treaba lor. E un public pentru fiecare gen de muzică, pentru fiecare artist și el cred că are un public mișto, știi? De oameni mișto. Ca mine, așa. Sfaturi pentru Chris Caspa. Fii mai activ pe online. Cred că e idee bună asta cu vlogul și sunt curios așa să văd în ce direcție o să o ia. Și de ce nu niște colaborări cu tot felul de artiști. Mai mici sau mai mari de la noi din țară. Poate și din afară, habar n-am. Mustața lui este iconică, cum s-ar spune. Știi cum zic ăștia în reclamele astea la telefoane? Un design iconic. Oare ce înseamnă iconic? Nu. Mustața e practic trademark-ul lui Chris Caspar, așa-l văd. Știi? Care are grijă de ea, o aranjează cum trebuie. Dar fără barbă nu cred că are același farmec, deci să-și păstreze barba. Și evident mustața, că am văzut niște poze cu el fără barbă și fără mustață și nu l-am recunoscut. Am zis, da mă, el era? What? Să vedem. Ce avem noi aici? $100 bill. Se aud niște pași. Mamă, cum e drapul ăsta! Asta e vocea ta pe asta? Ce nars! Pam! 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 Nice! Da, foarte mișto drop-ul. Foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Și te uite, o piesă fix cum voiam eu, știi? Fără prea multă vorbăreie, dar cu un instrumental foarte tare. Ok, între timp am descoperit și camera asta de aici. Și mi este de 10 ori mai simplu să fac transferul. El e Toby, cățeluște pe stradă și vă urăm ziua, seara bună, orice ați face, be a nice human. Nu uitați de $100 bill. Your boy Chaos, filmat de Timișoara Film Society și postproducția făcută de mine. Bă, am făcut niște teste și că e mișto. Anyway, sunt obosit mort, nu mai pot. E aproape o noapte. Așa că, bye!